perimetru care va deveni o clădire multifuncțională. Are 12 metri pe aproape 6 metri. E un spațiu foarte mare pentru această zonă, unde terenurile sunt foarte scumpe și este greu să identifici un spațiu. Școala are un front stradal destul de important și am trecut acum la etapa de a reconstrui frontul stradal cu viziunea de a avea clădiri construite din aceste cărămiți de piatră și mai avem în spate, mai este puțin teren, probabil încă 20 de metri. Asta va fi continuarea proiectului când vom reuși să ridicăm probabil la 2 metri înălțime. Nu putem merge mai sus din cauza firelor de înaltă tensiune. Vom pune un acoperiș de tablă și din această fibră de sticlă transparentă care este luminator. Soarele foarte puternic aici în Africa, așa că nu au nevoie de mult spațiu pentru lumină. Aici mai rămâne un teren care va fi pe viitor dedicat construcțiilor de acest gen și după acest spațiu mă urmează un grup sanitar, vreo 4 toalete și cele 3 dușuri care le-am construit anul trecut. Vrem să această zonă să o regândim, când vom avea fonduri, să construim tot din cărămidă, din piatră, de fapt, o nouă construcție cu un scop mai mult decât acela de a fi clădire pentru școală, ci vrem să creăm un spațiu pentru o activitate de medicală. Probabil vor fi ceva mici săl pentru analize sau pentru copiii să beneficieze de asistență medicală.